Cei doi tineri de 20 și 30 de ani din comuna Prahovean Albești Paleologu au fost prinși joi seară de către lucrătorii postului de poliție rurală din Costești. Chiar atunci ei încărcau într-o dubă fier vechi sustras din incinta fostului bazin de irigație aflat la marginea localității. Hoții au fost prinși în flagrant după lăsarea întunericului, atunci când polițiștii care patrulau prin zonă au observat activitate și lumini suspecte în curtea imobilului, aflat în administrarea ANIF filiala Buzău. Ce ați vrut să luați de aici? Dar ce căutați cu mașina acolo? Da, păcă niște țigani, ce să n-apăcă. I-am dat 4 milioane să-mi dea două până de fier și... Luați la întrebări de către polițiști, cei doi suspecți au declarat că au ajuns acolo pentru că au plătit unor localnici 400 de lei vechi pentru a le facilita accesul în incinta imobilului. În clădire se aflau aproximativ 2 tone de fier vechi sub forma unor motoare și țevi de irigații. Polițiștii au găsit la fața locului poarta curții imobilului dislocată, precum și câteva motoare scoase din incinta clădirii. Acestea erau pe punctul de a fi încărcate în duba cu care cei doi au pătruns în curte. Cei doi tineri au fost reținuți și au fost trimiși în arestul poliției Buzău. În urmă cu un an, în același loc, polițiștii au prins tot la furat de fier vechi mai mulți bărbați din Brăila, care au fost trimiși în judecată pentru furt calificat.